Președintele Africii de Sud a acuzat NATO pentru războiul din Ucraina și a declarat că el va rezista apelurilor de a condamna Rusia, în comentarii ce pun la îndoială dacă va fi acceptat de Ucraina sau de Occident ca mediator. Președintele Africii de Sud a acuzat joi NATO pentru războiul din Ucraina și a declarat că el va rezista apelurilor de a condamna Rusia, în comentarii ce pun la îndoială dacă va fi acceptat de Ucraina sau de Occident ca mediator. Relatează Reuters, războiul ar fi putut fi evitat dacă NATO ar fi ținut cont de avertismentele din rândul propriilor lideri și oficiali pe parcursul mai multor ani că expansiunea sa spre est ar conduce la o mai mare instabilitate în regiune. Nu la o reducere a ei, a declarat președintele Africii de Sud, o poziție menținută de asemenea de președintele rus Vladimir Putin. Președintele a spus totuși că Africa de Sud nu poate tolera folosirea forței și încălcarea dreptului internațional. O aparentă referire la invazia Ucrainei din 24 februarie, pe care Moscova o numește operațiune specială pentru dezarmarea și denazificarea Ucrainei. Kievul și aliații săi occidentali cred că Rusia a lansat un război neprovocat pentru a subjuga un vecin pe care Putin îl numește stat artificial. Președintele Africii de Sud a mai dezvăluit că Putin l-a asigurat personal că negocierile înregistrează progrese. Liderul sud-african a spus că nu a discutat încă cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.